Bună ziua, dragilor, din nou împreună la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurate pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. Astăzi vorbim despre Khalil Gibran, cartea Aripi frânte, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și care de asemenea face parte din campania Iubirea în poezia persană, așadar o puteți găsi, dragi cititori, pe site-ul editurii Herald. Astăzi, alături de noi, este Andreea Tincea, colega mea, senior editor Herald, și vorbim despre, poate despre viața, despre opera celui care a fost Khalil Gibran și cărțile, bineînțeles, publicate în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald. Bună ziua, Sorin! Bună ziua tuturor! Mă bucur să fim alături cu o ocazie care, până la urmă, mi se pare că transcende și zone culturale și zone geografice. În definitiv, această campanie inițiată de noi are legătură și cu nodul de 24 februarie, când celebrăm Dragobetele, are legătură și cu faptul că astronomic ne pregătim pentru mijlocul lui martie, care o să fie cu echinocțiu, și este, bineînțeles, poarta asta de trecere, final de februarie și prima parte a lunii martie, este, zicem noi, luna iubirii. Luna iubirii nu începe la 1 martie, începe undeva, pentru noi cel puțin, începe la final de februarie, și mă bucur că dați curs unei astfel de campanie, și mă refer aici la colegii de la PR și marketing, pentru că senzația foarte intensă pe care o am în jur și în mine este că avem foarte, foarte, foarte mare nevoie de Eros care să echilibreze Thanatos. Și vorbind aici de două forțe majore, arhetipale, dacă vreți, de care avem nevoie în egală măsură, ca să putem duce perioada prin care trecem, avem nevoie să ne concentrăm și asupra lucrurilor care ne umplu sufletul și inima de bine și de frumos. Iar, în definitiv, există un cuvânt care poate să înglobeze toate aceste lucruri, iubirea. Mă bucur să vorbim astăzi, în cadrul acestei campanii, despre un autor pe care sunt sigură că foarte mulți dintre noi îl cunosc sau cel puțin au auzit despre el, și dacă nu au deschis până acum o carte de Khalil Gibran, vă invit cu toată inima, pe toți cei care sunteți alături de noi în această campanie, să mergeți în prima librărie sau să intrați pe site-ul editurii Herald și să vă aduceți aproape una dintre cărțile semnate de Khalil Gibran, pentru că nu poți să vorbești despre iubire și despre poezie de iubire fără să menționezi acest nume, da? Astăzi, în mod special, ne concentrăm puțin pe titlul Aripi frânte al lui Khalil Gibran, care a apărut alături de o altă carte semnată de el, Darul iubirii, în colecția Înțelepciunea inimii. Cum de apare Khalil Gibran într-o astfel de colecție? Este o întrebare care, până la urmă, și are răspuns în momentul în care deschizi cărțile lui Khalil Gibran. Desigur, el vine dintr-un spațiu care este afiliat cu această trecere de la creștinism la islam, de la ce înseamnă Occident la Orient. Vine din nordul Libanului, Khalil Gibran. S-a născut undeva în 1883. A trăit câțiva ani ai tinereții acolo și povestea lui începe cu faptul că făcea parte dintr-o familie modestă. Tatăl nu putea să susțină studiile copiilor și atunci cel mai apropiat lucru de educație pe care l-a făcut Khalil Gibran a fost să meargă către un călugăr pe care l-avea în apropiere la o mănăstire și cu acesta să înceapă să studieze Biblia, limba arabă și limba siriană. Se povestește foarte pe scurt despre episodul acesta în cartea Aripi frânte, dar acolo ai cumva posibilitatea să întrevezi în destinul lui Khalil Gibran un început de fuziune între două mari zone culturale ale lumii, între două mari religii, între un univers al iubirii, așa cum este înțeles islamic, și un univers al iubirii, așa cum este înțeles creștin. Iar senzația, citind cărțile lui Khalil Gibran, este că el înțelege mai presus decât cele două nuanțe culturale, iubirea.
Asta veți găsi în cele două cărți ale lui Khalil Gibran pe care le descoperiți în colecția noastră, Înțelepciunea inimii, și unde ar fi putut mai bine el să apară decât într-o colecție astfel numită. Povestea lui continuă la foarte scurt timp, în primii ani de viață, în primii 10 ani de viață, reușește să emigreze cu familia cu mama și ceilalți frați ai săi, pentru că tatăl este reținut în Liban din cauza unei acțiuni fraudale. Se mută la Boston, ajutat de o parte din familia lui, care îl invită acolo, și imediat ce ajunge la Boston, deși locuiește într-un cartier de imigranți, se asociază foarte rapid cu zona artistică și culturală a spațiului respectiv, are șansa să-l întâlnească la o școală de artă din apropierea casei sale pe artistul Fred Holland Day, cu care începe să studieze foarte devreme mitologia greacă și istoria literaturii universale. Deja aici se infuzează în destinul celui care va avea să devină Khalil Gibran o notă foarte universală a modului în care privește literatura și arta. A ieșit din spațiul cultural libanez, a ieșit din spațiul cultural orientar, fără să uite de ceea ce a deprins în anii de copilărie acolo, și intră deja acum să cunoască în primii ani ai adolescenței universul cultural occidental, universul culturii europene și, bineînțeles, în mijlocul tuturor acestor lucruri, interesul lui vădit a fost, și acesta transpare din toate scrierile sale, iubirea. Iubirea care, evident, are foarte multe etaje pe care te poți plimba și în care poți înțelege relațiile interumane și modul în care poți să fii compasional în relația cu ceilalți oameni. Relația de iubire pe care poți să o ai, și compasiune și înțelegere pe care o ai despre tine ca individ în mijlocul unei comunități, despre tine ca individ în marea creație a Universului, despre tine ca individ în această grădină a profetului, cum se numește și una dintre scrierile care apar în cartea Aripi Frânte. Ceea ce este important și poate mai puțin cunoscut despre Khalil Gibran, el a fost în egală măsură pictor și scriitor. De altfel, pe coperta 4 a acestei cărți am integrat această informație, pentru că oriunde cauți o biografie despre Khalil Gibran, n-ai cum să nu dai despre această informație. Se spune despre el că a scris ca și cum ar picta. Nu a reușit să facă neapărat o alegere între cele două ocupații, cele două măiestrii ale sale, însă cu adevărat a devenit celebru nu pentru desene și pictură, ci pentru, deși a avut parte și de expoziții de-a lungul vieții, ci pentru scrierile sale. Reușește să se mute din Boston în New York, undeva în 1905, ajuns acolo, deja începe să semneze pamflete și scurte povestiri, iar în 1911 la New York o întâlnește pe Mary Haskell, această minunată femeie care de fapt l-a inspirat prin povestea de dragoste pe care a trăit-o cu Khalil Gibran, l-a inspirat să scrie atât scurta scriere Aripi Frânte, cât și o serie de alte poeme în proză pe care el le semnează. Mary Haskell îi susține studiile la Paris, Khalil Gibran, susținut financiar de Mary Haskell, reușește să se întoarcă în Europa, să studieze la Paris, aici îl întâlnește și pe Rodin și toată o gamă largă de artiști care i-au influențat viața. Este un om care pare că de-a lungul vieții a învățat să iubească și Estul și Vestul. Și cumva, sensul scrierilor lui este această universalitate a iubirii de oameni, a iubirii de comunitate, a iubirii de esență umană. Și în acest sens aș vrea să vă citesc câteva cuvinte ca să vă dau un pic senzația pe care poate să vi-o lase aceste două cărți, Darul Iubirii, dar și cartea Aripi Frânte. Ele două sunt legate, de altfel când o să deschideți Aripi Frânte veți vedea că începe cu un citat din cartea Darul Iubirii de Khalil Gibran, pe care vă recomand în cazul în care nu aveți acasă Profetul ca și carte separată. Cartea Darul Iubirii conține și Profetul de Khalil Gibran. Și Aripi Frânte începe astfel: nimeni nu vă poate arăta mai mult decât ceea ce există deja, pe jumătate adormit, în zorii cunoașterii voastre. Maestrul, în umbra templului, nu le împărtășește discipolilor înțelepciunea sa, ci mai curând le împărtășește din credința și din iubirea lui. Dacă într-adevăr este înțelept, nu vă ademenește spre casa înțelepciunii, ci vă conduce până în pragul propriei voastre înțelegeri.
Senzația citind această carte, Aripi frânte, care este alcătuită atât din poeme în proză, cât și din scurte povestiri, este că, într-adevăr, la fel ca și lecturând Profetul, Khalil Gibran nu te povățuiește, nu te învață legi care sunt bătute în piatră, nu te ademenește decât spre a vedea în scrierile sale, până în orizontul în care tu poți să înțelegi lucrurile. Cartea Aripi frânte abundă, de fapt, de declinări ale modului în care un ochi de pictor și un suflet de poet poate să povestească cu atât de mare maestrie a cuvântului despre iubire, despre iubirea pasională, despre iubirea pierdută, despre iubirea tinereții, despre iubirea de la finalul vieții, despre iubirea de înțelepciune, despre iubirea ca și formă de a-L cunoaște pe Dumnezeu, despre iubire permisă și nepermisă în termenii civilizației orientale în mod special, pentru că acolo există un alt cod al eleganței cu care poți să te apropii de o femeie și o femeie de un bărbat. Cartea lui transpare a miros de trandafir și nu vreau să fiu romanțioasă în acest sens, dar pur și simplu simți miros de naranț și trandafiri atunci când citești această carte și poemele sale. Vă invit cu dragă inimă să faceți din această perioadă un moment de întărire a puterii personale. Invitația campaniei noastre este în mod special de a face loc și frumosului în viața noastră, iar Khalil Gibran este acel gen de carte și cuvânt care îți deschide cu foarte mare blândețe inima către a-ți reaminti că există această dimensiune a iubirii în viața noastră zi de zi, fie că este iubirea de natură, că este iubirea de divin, că este iubirea de partener sau că este iubirea de sine sau iubirea de înțelepciune despre ce este această viață. Aripi frânte, deși se numește într-un mod dramatic astfel, este de fapt invitația la a descoperi și ultima povestire din această carte, dar care sunt aripi care curg înspre înalt, nu care te acoperă cu pământ. Vă urez să aveți primăvară frumoasă și să îl lăsăm pe Khalil Gibran, poate să ne ajute în sensul acesta, să redescoperim iubirea. Mulțumim foarte mult! A fost alături de noi Andreea Tincea, senior editor Herald. Am vorbit despre cartea Aripi frânte de Khalil Gibran, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și pe care o puteți găsi în cadrul campaniei Iubirea în poezia persană pe site-ul editurii Herald. De asemenea, nu uitați, toate materialele, interviurile cu invitații noștri le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Mulțumim din suflet, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost ca de fiecare dată alături de noi. Mulțumim Andreea Tincea. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi plină de iubire și lectură plăcută. Numai bine, la revedere!